Guvernul face diverse încercări de a opri greva din educație, dar fără a oferi ceva concret, ci prin întâlniri față în față cu factorii responsabili sau cu cei afectați direct. Ultima de acest fel a fost cea dintre premier, reprezentanții părinților și cei ai elevilor. Disponibilitatea la dialog se menține până la finalizarea acestui proces, care ar trebui să aducă alături înapoi toți profesorii la catedră, alături de elevi, mai ales că suntem la final de an, și în special copiii din clasa 8-a, elevii din clasa 12-a au nevoie să-și clarifice rapid și să nu spărească emoțiile legate de examenele care îi așteaptă. În timp ce guvernul susține că sunt o serie întreagă de măsuri pe care le-a luat până acum pentru a veni în sprijinul profesorilor și procesului de învățământ, reprezentanții asociațiilor naționale de părinți și de elevi par deciși să sprijine și să susțină cererile profesorilor, dar în același timp vor găsirea unor soluții care să readucă normalitatea, iar examenele care se apropie să nu fie amânate. Ce ne-am dorit noi este, bineînțeles, ca toată această situație să se încheie cât mai devreme, va chiar să se încheie săptămâna aceasta, astfel încât de săptămâna viitoare să revenim la cursuri în mod normal. Această situație nu este benefică pentru nimeni. În momentul în care sindicatele au anunțat că nu mai au încredere în sistem și că și-au pierdut încrederea, ne punem întrebarea cum au elevii încredere în sistem sau cum ar putea elevii să aibă încredere în sistem în condițiile în care inclusiv profesorii au anunțat că ei nu mai au încredere în sistem, greva fiind tocmai bazată pe această idee. Dacă vom întârzia mai mult de o săptămână, este destul de periculos pentru viitorul acestor copii, în sensul în care știm foarte bine că avem un calendar agreat referitor la structura anului școlar, un calendar care trebuie să ducă în final la susținerea celor două examene naționale. Și nu considerăm util că această grevă ar trebui să continue în sensul în care examenele pot fi amânate. Înțeleg punctul de vedere la nivelul sindicatelor, pentru că am avut o discuție în ultimile zile, chiar și înainte să vin aici, nemai având încredere într-un calendar deja asumat, inclusiv la nivelul Ministerului Educației, care face referire, bineînțeles, la ce înseamnă legea salarizării, începând cu data de 1 ianuarie. Am rugat să înțeleagă omenește pe domnii profesori, doamnele și domnii profesori, că în momentul de față, dacă noi venim cu o altă decizie, în momentul în care suntem foarte aproape să elaborăm noua lege a salarizării, nu facem altceva decât să producem o altă inechitate pe care trebuie să o luăm de la capăt și pe care trebuie să o reglăm ulterior în noua lege, pentru că asta este. Ea este jalonul PNRR și se va numi legea unitară a salarizării. Aici suntem. Din discuțiile cu dumneavoastră, au zis, domnule, nu trebuie să rezolvăm chestiunea acum, că nu există încredere. Deocamdată, eforturile acestor tipuri de dialog au fost zadarnice, iar cadrele didactice sunt decise să meargă până la capăt, chiar dacă va fi nevoie de soluții dure, precum înghețarea anului școlar.